challenge-ul pentru Alexandru și Alexandra este să facă sex buru-buru, puteți să-i spuneți cum vreți voi, cum vreți, da, în fiecare zi, timp de 7 zile. Dar, atenție, challenge-urile zilnice vin de la noi. Nu e de asta convențional și cum stăbiși să se facă, că l-au tot făcut 15 ani și s-a ajuns în punctul în care n-a mai fost suficient. Că, na, nu. Noi venim cu challenge-urile zilnic, se numește dragoste pe semnătură pentru că există un contract pe care o să-l semnați cu noi, pe care vă angajați să duceți challenge-urile la bun sfârșit. Și eu am mare, mare încredere în voi. Deja mi-e frică. N-ați vrea să știți ce am pregătit. Săptămâna viitoare o să fie o săptămână de foc. Săptămâna asta o să vă cunoaștem și în fiecare zi o să aflăm un lucru nou despre voi. Mie mi se pare că se emoționați un pic. Uite, aveți un thumbs up de la Julia, artistul Julia. Păi și ne urmărește. Nu uitați o chestie. Challenge-urile astea, care o să vină către voi, sunt și pentru noi toți. Voi sunteți doar exemplu, da? În toată treaba asta. Noi am zis că o să le încercăm și noi. Uite, Lucian, te bagi, mă? Te bagi, da? Se bagă și eu mă bag. Thumbs up, Vio! Încerci și tu, da? Ce facem noi aici? Ridică mâna. Alexandra nu prea are cum, da. Încerci și tu challenge-urile de la dragoste pe sănătură. Da, uite, da! Eu sunt înaintea lor. Bine. Ok. Vio a început de ce de săptămâna trecută. Da, le-a testat. Asta e.